În județul Alba au fost înscriși la proba obligatorie a profilului 557 de candidați, cei mai mulți la matematică, 502 și 55 la istorie. Dintre aceștia, 104 elevi au absentat. Proba obligatorie s-a soldat, din păcate, și cu o eliminare pentru copiere. E vorba de un elev prins cu telefonul în centrul de examinare de la Colegiul Lucian Blaga din Sebeș. Tentativa de copiere pentru a rezolva subiectele îl va costa scump. Nu va mai putea susține examenul de bacalaureat decât peste două sesiuni. Proba de ieri a fost o probă unde au participat într-un procent de 81,32% elevi. Asta înseamnă că din 557 candidați înscriși au fost prezenți 453, absenți 104 și am avut un eliminat în centrul de examen Lucian Blaga Sebeș datorită telefonului mobil. Bacul continuă mâine cu ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, unde sunt așteptați 650 de candidați.